Tu ești conștient că Dumnezeu te privește în orice clipă, în orice zi, în orice moment? Ești conștient că 24 din 24 de ore ești sub privirile lui Dumnezeu? Ești conștient? Poate zici, da, sunt conștient că Dumnezeu mă vede, nu? Și? Dar dacă ești conștient că Dumnezeu te vede, te temi de El? Dacă ești conștient că Dumnezeu te vede și te aude, faci voia Lui? Mai ales să păcătuiești, mai ales să săvârșești răul, mai ales sau mai aleg sau mai alegem? Dumnezeu vede, Dumnezeu aude, Dumnezeu notează tot. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să încep cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă despre Dumnezeu și despre cine este El. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Dumnezeu vrea să facem voia Lui, să umblăm pe calea Lui, să păzim poruncile Lui, să facem ce este bine înaintea Lui, ca altfel într-o zi să ajungem în împărăția Lui. În Psalmul 33, începând cu versetul 11, Biblia spune: Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. De unde se uită Dumnezeu către pământ? Din înălțimea cerurilor. Deci Domnul Dumnezeu se uită din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor, spune Biblia. Ești conștient că Dumnezeu, atotputernicul, dragul meu, te vede și pe tine tot mereu? El se uită din înălțimea cerurilor, vede pe toți fii oamenilor, din locașul locuinței Lui, de acolo de unde este El din ceruri, privește pe cine? Pe toți locuitorii pământului. Deci Domnul îi vede pe toți, Domnul se uită din înălțimea cerurilor, Domnul privește din locașul Lui cel Sfânt pe toți locuitorii pământului. Dragul meu, aș vrea să spun că Domnul știe tot ce faci în fiecare zi. Știe ce faci atunci când intri sau când intru sau când intrăm pe internet. Domnul știe la ce te uiți pe internet când tu te uiți pe internet. Domnul știe dacă tu asculți predici, mărturii și cântări despre Dumnezeu și spre slava Lui. Domnul știe dacă te uiți la imagini murdare, la filme porno. Domnul știe dacă în camera ta, în ascuns, faci lucruri murdare și necurate. Domnul știe dacă te uiți la filme de karate, de comando, la lucruri care poate să-ți umple mintea cu gunoaiele lumii acestea. Domnul știe, pentru că este prezent în casa ta și în același timp e prezent în orice loc în același timp. Și poate spui, dar cum e posibil? Cum e posibil Dumnezeu să fie prezent în același timp în orice loc? În casa mea, în casa vecinului, aici în România, aici în Germania, Bulgaria, Serbia, în America și Canada, în Australia, în fiecare casă, în fiecare mașină. Cum e posibil Dumnezeu să fie prezent în același timp, în același loc? La Dumnezeu, atotputernicul, Biblia spune, toate lucrurile sunt cu putință. El este prezent așa cum lumina de afară este prezent peste tot în același timp și pătrunde chiar și în mașinile oamenilor, pătrunde chiar și în casele oamenilor, lumina care vine de la soare. Așa este și Dumnezeu cel mare, care este prezent în orice loc în același timp. Biblia spune, repet, Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. Asta înseamnă că Dumnezeu e conștient de tot ce face locuitorii pământului pe acest pământ. La fel e conștient de tot ce faci tu, de tot ce fac eu, de tot ce facem noi. Dragilor, cum trăim noi în această lume? Trăim în așa fel încât să fim pe placul lui Dumnezeu? Că Dumnezeu știe tot ce facem, știe dacă ne rugăm sau nu, știe dacă citim Biblia sau nu, știe dacă mergem la adunare sau nu, știe dacă suntem buni sau răi, știe totul, știe dacă ne uităm la predici așa cum am spus și la cântări pe internet atunci când intrăm, știe
dacă ascultăm mărturisiri, știe dacă vorbim cu Dumnezeu cu alții, știe, dar și știe când facem lucruri negative. Și toate se notează. Biblia spune că El le întomnește inima la toți, adică se uită în inima la toți și ia aminte, la ce ia Domnul aminte? La toate faptele lor. Ați auzit, dragii mei? Domnul este în camera ta, omule. Chiar acum, în momentele acestea, când eu vorbesc, Domnul este în casa ta, în mașina ta, în locul în care tu ești și te afli. Domnul este acolo. Noi trăim în lumea aceasta vizibilă, în lumea aceasta carnală, dar în lumea invizibilă, înconjurați în fiecare moment de îngerii lui Dumnezeu și de îngerii celui rău. Și ochii lui Dumnezeu ne privesc. Îngerii lui Dumnezeu care sunt în jurul nostru ne văd. Așa cum vezi tu pe tata și mama ta, pe sora și fratele tău. La fel și demonii care vin să ne ispitească ne văd. Așa cum vedem noi pe cei dragi ai noștri. Ești conștient? Acest Dumnezeu care știe totul despre noi, într-o zi ne va chema la judecată. Într-o zi va trebui să stăm înaintea Lui, să dăm socoteală de toată viața pe care am trăit-o în păcat în această lume. Biblia spune, Eclesiastul, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Asta înseamnă că tot ce facem se notează, că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și Biblia spune, El, Dumnezeu, care se uită din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor, întomnește inima la toți. La cine? La toți. Care toți? Toți locuitorii de pe fața pământului. Și ia aminte la toate faptele lor. Asta înseamnă și la faptele noastre. Dragul meu, ar trebui să te înfricoșezi în această zi și să te îngrozești. Dar de ce, frate, poate zici? Pentru că Dumnezeu știe ce ai făcut azi, știe ce ai făcut ieri, știe ce ai făcut acum o săptămână și o lună și un an. Și în urmă, și de când ești tu pe pământul acesta, Dumnezeu îți cunoaște viața de la zero până acum. Până acum, de când erai în pântecul mamei tale, tu și eu și noi toți, Dumnezeu ne cunoaște. A trebuit să ne înfricoșăm, să ne înspăimântăm, să ne îngrozim, că Domnul știe totul despre noi. De oameni ne putem ascunde, dar nu și de Dumnezeu. Pe oamenii putem păcăli și îi putem înșela dacă suntem dibaci, dacă suntem înțelepți, dacă suntem hoți, dacă suntem șmecheri, îi putem păcăli pe oameni, dar nu și pe Dumnezeu. Căci înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Dragi oameni care mă auziți, atenție mare pe internet, căci pe internetul acesta nu sunt numai lucruri bune, sunt și lucruri rele. Pe internetul acesta nu sunt numai cântări și predici și mărturii despre Dumnezeu, nu sunt numai oameni care vorbesc despre Dumnezeu, sunt și oameni care vorbesc despre goliciune. Sunt femei care își arată goliciunea și bărbați. Sunt femei și bărbați pentru bani care sunt în stare să facă orice ca să câștige mai mult. Și vreau să spun că femeia care se dezbracă înaintea camerei ei, înaintea telefonului, așa cum sunt eu acum, femeia care se dezbracă și iasă live, femeia aceea este o femeie ușoară, o femeie folosită de diavol, pentru ca să-i facă pe bărbați să se uită la ele, să le poftească și apoi să ajungă, să se masturbeze. Sunt bărbați care nu se pot abține, sunt bărbați care nu se pot înfrâna atunci când se uită la femeile desfrânate și ajung să facă păcate în ascuns față de părinții și surorile lor, față de frați, față de cei dragi, dar nu în ascuns de Dumnezeu. Și Dumnezeu care este în ascuns, care vede toate lucrurile, ia seama la toate faptele noastre. Biblia spune, bucură-te tinere în tinerețea ta. Și umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi,
Dar să știi, tinere, că pentru toate acestea Dumnezeu te va chema la judecată. Dumnezeu te va chema să dai socoteală și să dau și să dăm socoteală înaintea Lui de faptele pe care noi le-am făcut. Și acum, înainte ca să merg mai departe în cuvântul lui Dumnezeu, dragul meu, am să-ți pun o întrebare la care să răspunzi în inima ta sau cu glas tare în camera ta dacă nu te aude cineva. Dragul meu, când intri pe internet, la ce te uiți? La ce te uiți? Căci Domnul știe. Domnul te vede. Dragul meu, care ești copil, care ești băiat sau fată, dacă mama ta sau tatăl tău ar fi cu tine în cameră, te-ai mai uita la lucrurile la care te uiți când intri pe internet? Sau te-ai mai uita la pornografie? Dragul meu, dacă tatăl tău ar sta lângă tine în cameră, tu băiete și fată, ai mai deschide internetul să te uiți la imagini murdare? Cu siguranță nu. Dragă frate, dacă soția ta ar fi lângă tine, ai mai deschide internetul să te uiți la pornografie? Și ai mai ajunge să faci ce face majoritatea oamenilor? Cu siguranță că zici, nu frate, pentru că nu vreau să știe despre mine soția mea, nu vreau să știe la ce mă uit, pentru că nu o să-i placă la ce mă uit. Nu frate, că nu vreau ca părinții mei să știe despre mine, nu vreau să știe la ce mă uit. Dar dragul meu, ascultă-mă, mama ta, fratele tău, sora ta, nevasta sau soțul tău, sau chiar păstorul și diaconul, nu știe despre tine ce faci în ascuns și despre mine și despre noi toți. Nu știe pentru că ei nu sunt Dumnezeu. Dar vreau să spun că mântuirea ta și a mea nu depinde de păstor, de fratele meu, de tatăl meu, de sora mea. Nimeni dintre ei nu poate să mântuiască sufletul meu. Dar dragul meu, ei nu știu. Dar știe Dumnezeu de care depinde mântuirea mea. Știe Dumnezeu care vede toate lucrurile. Știe Dumnezeu și așa cum ar putea să fie mama ta sau tatăl tău sau fratele sau păstorul care ar putea să fie în cameră cu tine când te uiți la pornografie, așa e Hristos. Hristos știe când te uiți la pornografie. Știe. Și când ajungi să faci păcate și să facem păcate singuri. Știe Hristos. Știe. Dragule, te mai tem de Hristos? Te mai tem? Domnul privește din înălțimea cerului și vede pe toți fii oamenilor. Din locașul locuinței lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întomnește inima la toți și aminte la toate faptele lor. Iată, El le întomnește inima la toți și aminte la toate faptele lor. Le notează, le înregistrează. Și acestea vor fi ca dovadă în ziua judecății că am ales să păcătuim înaintea celui preanalt. O, ni se cuvine fața să ni se umple de rușine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori ca oameni credincioși pe pământ nu ne-am temut de cel preasfânt. Am uitat că El ne vede. Am uitat că El știe totul despre noi. Am uitat de o zi a judecății. Am uitat că într-o zi va trebui să stăm înaintea Lui și să-I dăm socoteală de viața pe care o trăim în această lume. Am uitat și împinși de poftele noastre carnale, ne-am dat frâu liber la păcat. Și astfel L-am supărat pe Dumnezeu. Și astfel am făcut ca Dumnezeu prin Duhul Lui să se întristeze. Biblia spune, nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Frate creștine, mai întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când asculți de El? Mai întristezi? Mai întristăm? Ține cont! Dumnezeu știe totul despre tine și despre mine. Înaintea Lui totul e gol și descoperit. De aceea trebuie să ne temem de El și să luăm hotărâri să nu mai facem niciodată răul.
Dacă vrem să moștenim împărăția cerurilor, dacă vrem ca cerul să fie casa noastră, dacă vrem ca într-o zi când vom pleca din această lume să ajungem cu Dumnezeu în veșnicie, trebuie să ne temem de Dumnezeu în această lume. Căci frica de Domnul te depărtează de rău, dar omul care nu se teme de Dumnezeu se lasă biruit de rău. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Un copil care se teme de tata și mama nu face răul, dar un copil care neglijează și nesocotește pe mama și tata, nu ascultă, nu se teme și face răul. Biblia spune, ferice de omul care se teme de Domnul. Aleluia! Iată ce mai spune Biblia. Iată ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El. Cum, Doamne, dacă eu mă tem de Tine, Tu privești la mine? Da. Când privești, Doamne, în fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, ochiul meu este îndreptat spre Tine și nimic nu este ascuns de ochii mei. Doamne Iisuse, chiar Tu ești cu mine? Da. Iată, zice Domnul, eu sunt cu voi. În Matei, în capitolul 28, zice, eu sunt cu voi în toate zilele. Dar unde ești? Că nu te văd. Unde ești, Iisus? Unde ești? Unde ești? Eu sunt în camera ta. Eu sunt în inima ta pentru că m-ai ales ca Domn și Mântuitor al tău. Eu sunt lângă tine și în tine. Tu nu mă poți vedea cu ochii tăi de carne, dar eu sunt acolo. Tu ești om, tu ești carne, cu ochii tăi nu mă poți vedea. Pentru că eu sunt Duh, dar eu te văd. Eu îți cunosc inima și gândurile. Eu știu toate simțurile tale. Eu sunt cu tine. Când? În toate zilele. Doamne Iisuse, Tu ai fost cu mine de azi dimineață și până acum? Da. Doamne Iisuse, Tu ai văzut tot ce am făcut eu? Da! Doamne, Tu ai auzit ce am vorbit la telefon? Da! Doamne, Tu ai văzut la ce m-am uitat eu pe internet? Da! Doamne, Tu ai auzit când am vorbit pe Costică și Gheorghe de rău? Da! Ai făcut rău! Că ți-ai deschis gura să vorbești de rău și să ocărăști pe fratele tău pentru care a murit Hristos, pentru care a plătit un preț atât de mare. Biblia spune să nu umbli cu bârfă în poporul tău și să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău, zice Domnul Dumnezeu, și din păcate ne ridicăm și din păcate bârfim. Și din păcate ne deschidem gura și ne dăm drumul la rău. Și Hristos a spus în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Căci omul bun scoate lucruri bune din vestirea bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vestirea rea a inimii lui. Cum, Doamne Iisuse, eu dacă spun rău și vorbesc de rău, sunt un om rău? Da! Cum, Doamne? Pentru că ești rău, de aceea vorbești de rău. Pentru că ești rău, de aceea clevetești și bârfești. Și vorbești de rău pe fratele tău, pe sora ta, pe predicatorul tău, pe păstorul tău, pe nevasta, pe bărbatul tău, pe copiii tăi, pe semenii tăi. De ce, Doamne? Pentru că ești rău. Inima ta este pătată și nu este curată, de aceea îți deschizi gura și dai drumul la rău. Dar nu uita că vine o zi a judecății, când vei sta înaintea marelui judecător care zice, de ce ai vorbit de rău când eu am spus să nu bârfești, să nu clevetești și să nu vorbești de rău și să nu faci alte păcate pe care ai săvârșit? De ce? Dă-i socoteala. Oare ce-i vei spune lui Hristos? Dar iată, ochiul Domnului privește spre cei care se tem de El. Dar de ce privește Domnul spre cei care se tem de El? Peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. Domnul se uită la cei care nădăjduiesc în bunătatea Lui. Dar de ce? Ca să le scape sufletul de la moarte. Vedeți? Aici este o promisiune măreață, o promisiune frumoasă, minunată. Domnul privește spre cei ce se tem de El, spre cei ce nădăjduiesc în El. Dar de ce? Ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Doamne, am auzit că vine foamete în lume. Nu te teme, că eu sunt cu tine.
Doamne, am auzit că rușii vrea să atace Europa, am auzit că vrea să înceapă război, acum China cu Taiwan, iată că vrea să ne omoare ăștia, zice că vrea să distrugă 6 miliarde de oameni până în anul 2050, vor să mai facă să mai rămână 2 miliarde, Doamne, 6 miliarde vor fi șterse de pe fața pământului, ce mă fac, mi-e teamă, nu te teme, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Ca să-ți țin sufletul, să-ți scap sufletul de la moarte și să te țin cu viață în mijlocul foametei. Nu te teme, zice Domnul. Dar de ce? Căci eu sunt cu tine. Pe lângă toate acestea poruncesc îngerilor mei să tăbărască în jurul tău. Ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de o piatră pentru că mă iubești, zice Domnul. De aceea te voi ocroti, te voi păzi și îți voi sătura sufletul de toate bunătățile, îți voi arăta mântuirea mea, pentru că mă iubește, zice Domnul, voi fi cu el în strântoare. Nu te teme, zice Domnul, către cel care se teme de el. În Eremia, în capitolul 23, din nou Biblia ne vorbește despre Dumnezeu care știe toate lucrurile. Biblia spune că Dumnezeu a zis, poate cineva să stea într-un loc ascuns, fără să-l văd eu? Auziți, dragii mei, ce zice Dumnezeu? Poate cineva să stea într-un loc ascuns, undeva unde nu-l vede nimeni, fără ca eu să-l văd, zice Domnul? Poate? Nu poate. Nu. Dragilor, adevărul este că noi nu vedem pe nimeni în jurul nostru, nici îngeri, nici serafim, nici eruvim, nici draci, nici demoni, ci numai oameni. Și pentru că nu-L vedem pe Domnul și îngerii Lui și demonii care ne dau tricoale, suntem tentați să păcătuim, suntem tentați să abandonăm lupta, suntem tentați să facem răul, pentru că nu vedem pe Domnul. Dar Domnul este acolo. Și dacă îți ridici privirea spre cer, simți prezența Lui. Vreau să vă spun adevăr grăiesc, nu exagerez și nu vă mint. Când eu mă uit spre cer, când îndrept așa privirea spre cer și zic Iisus, dintr-o dată simt prezența Lui, prezența Domnului. Fiori puternici trec prin corpul meu și o stare de bine. Când mă uit spre cer, mă uit către El și când zic Iisus, dintr-o dată aude glasul meu. El cel care e la așa o distanță din înălțimea cerurilor, aude glasul meu și la clipeala de ochi mă cercetează Duhul lui Dumnezeu. Dragule, dacă vrei să simți prezența lui Dumnezeu, uită-te către cer. Uită-te către cer, că prea mult te-ai uitat către pământ. Uită-te către cer și spune, Iisus, rămâi cu privirea îndreptată spre cer și ai să vezi cum simți prezența Lui, prezența Domnului. Nici o făptură nu este ascunsă de El, zice în Cartea Evrei, capitolul 3, capitolul 4 cu versetul 13, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face sau a face. Nicio făptură care locuiește pe fața pământului nu este ascunsă de privirea lui Dumnezeu. Dragul meu, începând de astăzi, fii mai conștient că Dumnezeu te vede, că Dumnezeu te cunoaște pe nume, că Dumnezeu îți cunoaște adresa și casa, că știe unde stai, că știe ce faci. 24 din 24, Dumnezeu știe ce faci, știe ce fac, știe ce facem, Dumnezeu știe totul. Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul? Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul? Cum, Doamne? Cum, Doamne, Tu ești în cer și pe pământ? Da, eu umplu cerurile și eu umplu pământul și chiar văd și în adânc.
în adâncimile pământului. Cum, Doamne, așa de mare ești Tu să umpli cerurile și să umpli pământul? Da. Nu umplu eu cerurile și pământul, zice Domnul. Asta vreau să spună, nu sunt eu prezent în același timp și în cer și pe pământ? Nu sunt eu peste tot în același timp și în cer și pe pământ? Dar, Doamne, cum e posibil? Pentru că cerurile sunt atât de mari, pământul pe care noi umblăm e atât de mare. Există Canada, America, Australia, Bulgaria, Germania, România, China, India. Există o grămadă de țări, Doamne, și țările acestea sunt foarte mari. Dar cum poți să fii Tu prezent în același timp, în orice loc, în orice țară, în orice națiune? Oare cum, Doamne, cum și în orice casă și în orice graj și în orice familie și pe stradă și pe drum? Doamne, cum? Eu umplu cerurile și pământul și sunt prezent în tot locul. Doamne, Tu cunoști totul despre noi și ni se cuvine fața să ni se umple de rușine, pentru că nu întotdeauna am fost așa cum Tu ai fi vrut ca să fim. Dragule, fii conștient de faptul că Dumnezeu cunoaște totul, știe suferința ta, știe necazul tău, știe durerea ta, știe ce te doare, știe ce boală e în corpul tău, știe că nu te mai înțelegi cu soția ta, cu soțul tău, știe că copiii tăi nu te ascultă, știe că copiii tăi sunt pe calea pierzării și nu vor să se pocăiască, știe totul despre tine, știe că te-ai certat cu vecinul, știe că te-ai certat cu vecina, știe că nu poți să-ți ieși pe partenerul tău, știe că nu poți să-l ieși pe pastor și pe diacon, știe totul, 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 tot! Nici o făptură nu este ascunsă de El. Niciuna măcar. Doamne, nici președinții lumii acestea nu sunt ascunși de privirile Tale, pentru că ei sunt înconjurați de ostași și de cei care îi păzesc. Nici ei? Nu. Nici o făptură. Și când spune nicio făptură nu este ascunsă de privirile Lui, asta înseamnă că toți locuitorii pământului sunt priviți de Domnul și ia aminte la toate faptele noastre. Apoi în Ieremia, în capitolul 16, cu versetul 17, căci ochii mei, zice Domnul, sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ochii mei, zice Domnul, sunt cu luarea minte la toate căile lor. Asta înseamnă la toate faptele lor. Înțelegi? Repet. Și dacă ești cu mine în live, te rog, nu mă suna în timp ce eu vorbesc, ca să mă întrerupi. Biblia spune, Dumnezeu zice, Domnul zice, căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea mea, zice Domnul. Vă dați seama? Vă dați seama cu cine avem noi de-a face? Vă dați seama cu cine avem de-a face și totuși nu ne temem de El așa cum ar trebui? El umple cerurile și pământul. El este imens de mare. Domnul este imens de mare. Este înfricoșător și înspăimântător. Slava Lui umple tot pământul și cerul și noi nu ne temem de El. Și nu-i dăm cinstea care îi se cuvine. Și nu-i aducem laudă și mulțumire în fiecare zi. Uităm când ne sculăm să ne rugăm. Uităm când ne sculăm să citim Biblia. Uităm să stăm în prezența Lui. Dar nu uităm de televizor. Nu uităm de telefon. Nu uităm de internet. Nu uităm să vorbim cu alții. Nu uităm de plimbări. Nu uităm de ce ne este drag. Dar de Dumnezeu uităm. Dar de ce? Pentru că nu ne mai este drag. Pentru că alte lucruri din aceste lumi, din această lume, a devenit mai dragi pentru noi decât Dumnezeu.
Că dacă ne-ar fi drag Dumnezeu, am face timp să stăm în prezența Lui, să stăm de vorbă cu El în rugăciune, să ne rugăm să citim a Lui cuvânt Biblia, am sta în prezența Lui și ne-am bucurat și ne-am umplut de Duhul Lui. Dar nu ne mai place cu Dumnezeu. Ne-am săturat, ne place numai internet. Ne place televizoare. Ne place televizoare și iar televizoare și telenovele. Ne place seriale, ne place emisiuni, ne place. Cât ai citit Biblia astăzi? Dragule, ai citit astăzi în Biblie? Dragule, te-ai rugat? Nu, frate, n-am avut timp să mă rog și să citesc. Dragule, la televizor te-ai uitat? Da. Cât ai uitat? 2 ore, frate. Pe internet ai stat? Da. Cât ai stat? Încă 3 ore. La plimbare ai fost? Da. Cât ai fost? 1 oră și jumătate. Ai mai vorbit cu cineva la telefon? Da, 1 jumătate de oră. Păi cum, pentru aceasta ai avut timp și pentru Dumnezeu? Nu, nu, frate! Dragilor, să ne trezim, să ne pocăim și tu și eu și noi toți. Căci Biblia spune că ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Care nelegiuire? Cele pe care voi le faceți, zice Domnul. Doamne, nelegiuirea pe care am săvârșit-o în această zi a fost văzută de tine? Da! Te-am văzut când ai făcut ce ai făcut. Te-am văzut cum ai mințit, cum ai înjurat, cum ai blestemat. Te-am văzut cum te-ai uitat la mizerie pe internet. Te-am văzut ce ai făcut în camera ta când nu te-a văzut nimeni. Toate știu despre tine. De ce nu te temi de mine? De ce nu-ți găsești plăcerea în cuvântul meu? Nu te temi de Dumnezeu și găsești plăcerea doar în nelegiuire, în poftele tale carnale. Doamne, știi totul despre mine? Da. Ce se întâmplă cu nelegiuirea mea? Dacă nu te pocăiești de păcatul tău, de nelegiuirea ta, în iad vei sfârși. Căci acolo este locul celor care își fac fără de legea. Pentru că va veni ziua când Hristos le va spune: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Plecați de la mine toți cei care ați sfârșit fără de legea. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Doamne, dar m-am dus la biserică, știi? Știu! Doamne, am cântat în cor, cunoști? Știu! Doamne, am fost predicator și prezbiter și diacon. Doamne, am dat și bani la colectă, știu astea, dar n-ai fost pocăit. Doamne, m-am botezat! Doamne, am cântat solo și în cor, știu, dar n-ai fost pocăit. Cum n-am fost pocăit că m-am botezat? Ai făcut fără de legea, ai trăit mereu în păcat. Știu totul despre tine. Așa ne spune Domnul, prin a Lui cuvânt, este îngrozitor, mă înspăimânt, și am văzut pe morți mari și mici, spune în cartea Apocalipsa, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie, înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și am văzut marea care a dat înapoi pe morții care ne-a nea și moartea și locuința morților. Fiecare a fost judecat după faptele lui și morții au fost judecați după faptele lor și marea și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Mă îngrozesc. Hristos spune că știu totul despre tine. Știe când am spus adevărul și când nu l-am spus. Știe când am trăit în sfințenie și când nu am trăit. Știe când am fost bun și când am fost rău. Știe când m-am certat cu nevasta sau copilul meu. Știe când am vorbit împotriva păstorului și a prezbiterului și a diaconului. Știe când am vorbit împotriva șefului meu. Știe când mi-am ridicat împotriva vieții aproapelui meu. Știe totul despre mine și despre tine și mă îngrozesc că într-o zi va trebui să stau înaintea sa, înaintea scaunului de domnie și să dau socoteală după toate faptele pe care am făcut înaintea lui. Dacă nu sunt iertate și spălate în sângele lui, va trebui să dau socoteală pentru tot ce am făcut.
Dar oare ce să-i spun? Ce să-i răspund în ziua judecății? Ce să-i răspund atunci când mi va arăta fapta și va zice, uite-te și vezi ce ai făcut în ziua cu tare, în luna cu tare, în anul cu tare, în minutul cu tare, în secunda cu tare, iată ce ai făcut. Ce ai făcut acolo, să știe, păcat, mie nu mi-a plăcut. Ai fost conștient că este rău, dar totuși l-ai făcut. De ce ai făcut asta? Ce să-i răspund? Doamne, am fost biruit de firea pământească, de poftele carnale. Doamne, ce rău m-ai ispitit! Dar de ce nu te-ai rugat ca să nu cazi în ispită? Pentru că eu am spus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită! Doamne, nu m-am rugat! De ce? N-am avut timp! De ce? Pentru că am avut timp pentru altceva! Dar nu de rugăciune! Ce să-i răspund? Oare ce îi vei răspunde tu, dragul meu, frate și soră și drag prieten lui Hristos, când îți va cere socoteală viața pe care o ai, într-o zi se va sfârși? Și te vei duce în rai sau în iad, depinde pentru cine trăiești. Știi că va veni ziua plecării tale? Știi că cei care sunt acum la guvernare vor să omoare 6 miliarde de oameni până în anul 2050? Știi că va mai rămâne 2 miliarde? 6 miliarde vor fi ucise. Am să citesc în seara aceasta, dacă mai am timp, despre ce spune Biblia, că a patra parte din omenire a fost distrusă prin foamete, prin molimă și sabie. Acum nu mai este sabie, sunt rachete, avioane, tancuri, așa mai departe, mitrale, așa mai departe. A patra parte din omenire a fost distrusă. Dragule, viața este scurtă, viața este trecătoare, ai ajuns la vârsta pe care o ai. Dumnezeu ți-a dat viața pe care o ai. Mai ai puțin timp, nu o să mai ai cât mai. Dacă tu ai acum 60 sau 70, nu o să mai trăiești 60-70. Poate câțiva ani, dragule, otărăște-te pentru Dumnezeu, oricine ai fi. Că să știi că să moare și la 20 de ani, și la 30, și la 40, și la 25, să moare. Pocăiește-te și să mă pocăiesc și să ne pocăim. Să venim cu cerere de iertare înaintea lui Dumnezeu și El o va face. Apoi în Psalmul 11 zice, Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie, unde? În ceruri. Domnul este în templul lui cel sfânt și acest templu al lui este în ceruri. Și el spune că și are scaunul de domnie în cer. Ochii lui, ochii Domnului, ce fac ochii Domnului? Privesc și papele lui cercetează. Pe cine cercetează? Pe îngeri, pe ruvim? Pe fiii oamenilor. Cum de acolo, din cer, ne privește? Păi stai un pic, uite când mă uit, așa departe este cerul de pământ. De acolo mă privește Domnul cel Sfânt, da. Păi e posibil, da. Păi cum e posibil? La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință, a zis Fiul lui Dumnezeu. El nu este om ca și noi. Dumnezeu este Duh, a zis Domnul Iisus. Și cine se închină, nu trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh și este prezent în același timp în orice loc. Dragul meu, poate te vezi singur în camera ta. Nu uita, Dumnezeu e acolo. Și îngerii lui Dumnezeu e acolo. Îngerul păzitor e acolo cu tine în cameră. Tu și eu și noi toți niciodată nu suntem siguri. E singuri. Îngerii lui Dumnezeu au văzut faptele rele pe care noi le-am făcut. Ei au fost acolo când noi săvârșeam fără de lege. Când noi gândeam ce gândeam și vorbeam ce vorbeam și priveam ce priveam și făceam ce făceam, Îngerul lui Dumnezeu era prezent în cameră. Se uita la tine și la mine și la noi așa cum ar fi mama ta lângă tine sau cum este sau tatăl tău și te privește și tu privești pe mama sau tatăl tău, așa este Îngerul lui Dumnezeu pe care nu-l poți vedea, e în camera ta, e în camera mea, e în camera noastră, el vede tot, dar notează tot. Scrie în cărți, de aceea spune, și morți au fost judecați după faptele lor, după tot ce era scris în cărțile
acelea. Cine a scris în ele? Îngerii lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu a fost trimis să stea lângă tine și lângă mine și lângă noi, dragul meu, din clipa nașterii tale. Din clipa când tu ai venit în această lume, până în clipa când vei pune mâna pe pieptul tău, tot timpul va fi lângă tine, lângă mine și lângă noi toți, un înger al lui Dumnezeu. Dumnezeu are miliarde de îngeri. Și miliarde de îngeri sunt pe pământ printre locuitorii pământului. La fel miliarde de îngeri sunt în cer în slavă cu Dumnezeu, care îi cântă, care îi laudă lui Dumnezeu, care îi slujește și care îi se închină. Miliarde de îngeri lui Dumnezeu sunt pe toată fața pământului. Fiecare locuitor care locuiește în această lume are cu el cel puțin un înger al lui Dumnezeu. Fiecare locuitor, fiecare om. De aceea a spus Mântuitorul să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți care cred în mine, că vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în cer. Cum și copiii au îngeri? Da. Și ce fac îngerii lor? Văd pururea fața Tatălui meu care este în cer. Dragule, fii conștient că niciodată nu e singur. Căci ochii lui privesc și ploapele pe fiii oamenilor. În această zi Domnul s-a uitat la mine, s-a uitat la tine și încă se uită. El nu pleacă. El nu se mută la vecinul și zice, gata, m-am săturat, m-am uitat destul la Gheorghe și Costică, la Ion, la Maria. Așa. Domnul încearcă pe cel neprigănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Ce face Domnul cu cel neprihănit? Îl încearcă. Dar ce face Domnul cu cel rău care săvârșește răul? Îl urăște. Dragule, dacă faci răul, Dumnezeu te urăște. Cum e posibil? Că Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu iubește. Dar, dragul meu, Biblia îmi spune că Domnul urăște pe cel rău, pe cel care face răul. Îl urăște. Dragule, dacă faci răul, Dumnezeu te urăște. Tu înțelegi? Dacă faci binele, Dumnezeu te iubește. Dar totuși, Dumnezeu vrea să dea șansă de pocăință și celui rău. Dumnezeu cheamă la pocăință și pe cel rău, pentru că Dumnezeu vrea ca și cel rău să fie salvat din ghearele diavolului și de iad. Peste cei răi plouă cărbun, foc și pucioas. Peste cine? Peste cei răi plouă cărbun, foc și pucioas. Un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Cine? Cei răi. De aceea le merge mult rău celor răi, că Domnul e împotriva lor pentru că ei fac răul. Căci Domnul este drept. Auziți cum e Domnul drept? Iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Deci, cei neprihăniți privesc fața Domnului, dar cei răi nu. Dragule, verifică-te să vezi dacă ești un om bun sau unul rău. Și cum poți să-ți dai seama dacă ești bun sau rău? Biblia spune, omul bun scoate lucruri bune din vistiria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele, negative din gura lui, din inima lui. Omul rău înjură și blesteamă și minte. Omul rău ocărăște. Omul rău înșală și fură. Omule, cercetează-te. Omul bun binecuvintează. Omul bun se poartă bine cu cel care îi face rău. Hristos a spus, binecuvântați pe cei care vă blastămă. Faceți bine celor care vă urăsc. Rugați-vă pentru cei care vă prigonesc și vă supresc. Cine face aceasta? Omul bun, omul născut din nou, omul născut din Dumnezeu. Omul care este transformat prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragul meu, faci parte din categoria oamenilor buni sau a oamenilor răi? Dragule, dacă faci parte din categoria celor răi, tu ești pe calea cea rea care duce la pierzare. Tu ești pe drumul cel rău care duce în iazul de foc. Tu ești împreună cu Satan. El este Dumnezeul tău. El te stăpânește. El te robește. O, dragul meu, dacă vrei să fii salvat, vino la Hristos.
care pe cruce pentru tine și mine s-a dat. Vino la Hristos, apleacă-te pe genunchi lângă patul tău sau în camera ta sau în mașină sau unde ești tu, roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu pentru iertare și pentru vina pe care o ai înaintea sa. Roagă-te ca să nu mor cu păcatele asupra ta. Dragul meu, dacă mori în această zi cu păcatele asupra ta, tu te duci în ea, tu mă auzi? Poate să-ți facă popa slujbă și preotul la fel și pastorul la fel. Nu te ajută cu nimic dacă mor cu păcatele asupra ta. Tu ești un suflet condamnat pentru pierzarea veșnică. Omule, toarce-te la Dumnezeu! Nu mai amâna, că ai amânat destul. De multe ori ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și ai stat încă împietrit și cu inima tare și n-ai lăsat ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta transformare. Și ai zis, nu astăzi, mâine. Și a venit și ziua de mâine și ai spus mâine și iar mâine și tot mereu ai spus mâine și ai ajuns până în ziua de astăzi și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Știi că unii n-au mai ajuns în ziua de astăzi? Unii care au amânat n-au mai ajuns? Întoarce-te la Dumnezeu astăzi dacă auzi glasul Său, până nu este prea târziu. Aceasta poate să fie ultima zi pentru tine, poate să fie ultima chemare pentru tine, poate să fie ultima șansă de mântuire. Dragul meu, dacă tu mori, să știi că dacă mori în păcatele tale și te duci în iad, Dumnezeu nu este de vină, pentru că tu ai murit în păcatele tale. Dumnezeu în această zi, prin robul Său neînsemnat, adică prin mine, te-a chemat din nou să te întorci la El, dar tu ți-ai împietrit inima. Dumnezeu îți va spune, înainte cu o noapte, eu te-am chemat prin robul meu, te-am chemat să te împaci cu mine, dar tu n-ai vrut. Ți-ai împietrit inima și ai zis, nu acum și mâine. Și iată, mâine pentru tine n-a mai venit și acum ești un suflet pierdut. Să știi că Dumnezeu nu e de vină că murim noi în păcatele noastre. De vină suntem noi că-L refuzăm și n-ascultăm de El. El ne cheamă, El ne vrea, El ne dorește. El e gata să ne primească. De aceea zice, veniți la mine. Veniți la mine toți și-i trudiți și împovărați. Și eu voi da o dignă, zice Fiul lui Dumnezeu. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletul vostru. Căci adevărat vă spun, zice Domnul, că pe cel care vine la mine nu-l voi zgoni afară, zice Domnul. Iisus a zis că toți cei care vin la El nu vor fi respinși. Nu le va zice, de ce ai venit la mine acum? Tu nu știi că ești prea păcătos? Tu nu știi ce ai făcut? Tu nu știi ce ai făcut că m-ai nesocotit atâția ani? Pleacă din fața mea! Hristos nu spune așa. Hristos va spune, o, fiu pierdut, bine ai venit acasă. Hristos se va pleca spre tine, dragul meu, cu bunătate. Hristos îți va spune, iertate sunt ale tale păcate, pentru că te-ai recunoscut, pentru că te-ai căit, pentru că ți-a părut rău, pentru că te-ai pocăit, iertate sunt păcatele. Ferice de omul care are păcatele iertate. Ferice de omul care are păcatele iertate, pentru că el este ușor înaintea lui Dumnezeu, se simte eliberat de povara de păcat și zice, mă simt ca un ful, mă simt atât de bine, sunt liber, Hristos m-a eliberat. Și totuși sunt o mulțime de oameni care trăiesc sub povara păcatelor. Aud despre Iisus. Aud că El e bun, că e milos, că e îndurător, că a murit pentru ei, că vrea să-i salveze. Și totuși omul zice, nu-mi trebuie Iisus. Mă, vină la El că El te iartă de păcatele tale și mântuiește sufletul tău. Lasă-mă în pace cu Iisus. Vreau să-mi trăiesc viața, zice omul. Dar Domnul ia aminte la toate faptele lor. Le cercetează inima și tot ce faci și tot ce fac nu este ascuns de privirile lui. Apoi Iov spune așa, cine este Iov? Unul dintre oamenii cei mai neprihăniți care a existat. Ai văzut pe robul meu Iov, a zis Dumnezeu satanei? Nu este nimeni ca el pe pământ.
Cum, Doamne, pe toată fața pământului nu era niciun om ca Iov, așa de sfânt, așa de curat, așa de neprihănit? Nu! Nu este nimeni ca el pe pământ. Este curat de la suflet. Se teme de Dumnezeu, a zis gura lui Dumnezeu, și se abate de la rău. Iov, vă dați seama cât de sfânt a fost el? Și cum a trăit omul acesta să poată mărturisi despre el Dumnezeu? Nu este nimeni ca el. Și acum vine Iov și spune: ochiul care mă privește nu mă va privi. Nu pot să pronunț bine. Ochiul care mă privește nu mă va mai privi. Ochiul tău nu mă va căuta și nu voi mai fi. Ochiul tău mă va căuta și nu voi mai fi, zicea Iov, dacă moare, zicea lui Dumnezeu. Cum? Ochiul care mă privește, zicea Iov. Adică Iov, în vremea lui, era conștient că Dumnezeu îl privește. Dragul meu, tu ești conștient că Dumnezeu te privește? Draga mea, ești conștientă că Dumnezeu te privește? Ești conștientă? Da, frate, zici. Dacă da, fii supusă lui Dumnezeu. Biblia spune, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Fii supusă lui Dumnezeu. Fii supusă lui Dumnezeu, ascultă de el în toate lucrurile. Dar nu uita, Dumnezeu își cere, soră, să fii supusă și bărbatului tău, să asculți de el ca de Domnul. Așa cum asculți de Domnul, trebuie să fii supusă și bărbatului tău, așa să asculți de bărbatul tău. Dacă zici, eu n-ascult de bărbat, dar ascult de Domnul, greșit. Dacă n-ascult de bărbatul, n-ascult nici de Domnul. Pentru că Domnul spune, fii supusă bărbatului tău. Teme-te de el, căci Dumnezeu a zis, el va stăpâni peste tine. Și tu zici, nu mă interesează bărbatul meu, lasă-mă, eu mă tem de Dumnezeu. Greșit. Greșit. Dumnezeu nu ia în seamă temerea aceasta de el, dacă tu ne socotești bărbatul și nu te temi de el, pentru că Dumnezeu a făcut pe bărbat capul femeii și tu trebuie să respecti capul tău, căci Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos capul bărbatului și bărbatul capul femeii. Supune-te lui Dumnezeu, dragă surioară, și supune-te și soțului tău, care este capul tău, supune-te exact cum te supui lui Hristos. Ai înțeles? Iubește-L pe bărbatul tău așa cum zici că-L iubești pe Dumnezeu. Dăruiește-i iubire, dăruiește-i dragoste, dăruiește-i afecțiune, dăruiește-i tot ce ai bărbatului tău. Nu-L neglija pe soțul tău. Cunosc o femeie care are mulți copii de undeva din România și a pedepsit soțul 8 luni de zile, nu s-a mai culcat cu el și de vreo câteva ori a repetat acest lucru. 8 luni de zile a stat așa săracul om, fără să se împreune cu nevasta lui, pentru că femeia lui zisă pocăită, zisă credincioasă, îl pedepsea când nu-i convenea ceva, cu 8 luni să nu se mai culce cu el. Vă dați seama ce ispitit era omul acesta, pe când Biblia spune să nu vă lipsiți unul pe altul, ca să nu vă ispitească Satan. Draga mea, oferă-te soțului tău. Dăruiește-te soțului tău, pentru că tu pentru soțul tău ești darul lui Dumnezeu. Biblia spune, cine găsește o nevastă bună este un har pe care îl capătă de la Domnul. Și tu ești harul sau darul binecuvântat de Dumnezeu pentru soțul tău, că Biblia spune că nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Dumnezeu la început a făcut pe Adam și Dumnezeu din coasta lui Adam a făcut-o pe Eva și Dumnezeu a dus pe Eva la bărbat. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dumnezeu, draga mea, te-a făcut pentru bărbatul tău. Respectă soțul, iubește soțul, fii supusă soțului tău dacă vrei să fii supusă lui Dumnezeu. Tu nu poți să treci peste autoritatea soțului tău și să zici că te supui lui Dumnezeu când colo pe bărbatul tău îl nesocotești și îl faci să sufere. Draga mea, nu-ți neglija bărbatul.
Că sunt foarte multe femei care își neglijează bărbatul. Hai și noi, nu am timp. Acum sunt obosită, acum sunt copii, acum nu pot, acum trebuie să mă duc acolo, acum mă duc la culcare. Și când? O dată de două, de trei ori pe lună. Suficient? Nu! 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 Păi cum nu? Nu-i destul două, trei ori pe lună? Nu! Soțul vrea mai mult, de cât ori este nevoie, de cât ori mănânci pe zi. De trei ori. De câte ori bei apă pe zi? De mai multe ori. De câte ori pe lună mănânci? De multe ori. De câte ori pe lună te culci? De multe ori. De câte ori? De câte ori? De câte ori? Păi și pe lună de trei ori? Relație intimă? Ți se pare normal ție care ești căsătorită cu un bărbat? Ție care ești, ai o femeie de două, trei ori pe lună? Ți se pare normal? Nu. Nu e normal! Dăruiește-te soțului. Și bărbatul să-și iubească soția așa cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pentru ea. Draga mea și dragul meu, de ce te-ai căsătorit cu partenerul tău? Ca să ai cu cine să te cerți? Cineva mai spune, cineva mai zicea, vreau și eu să mă căsătoresc, dar de ce? Pentru că să am și eu cu cine să mă cer. Tu ai cu cine să te cerți, dar eu n-am. Sunt tot timpul singură, de aia te căsătorești. Ca să ai cu cine să te cerți? Unii da. Dar draga mea și dragul meu, tu te căsătorești pentru că vrei să fii iubită și să dăruiești iubire. Că te căsătorești pentru ca să iubești, să fii iubită. Și asta înseamnă că te-ai căsătorit să fii iubită și să iubești. Iubește-te cu partenerul tău, căci ascultă-mă ce spun. El este singurul sau singura cu care poți să te iubești. Tot ce este în afară de partenerul tău este ca și pomul interzis pe care l-a interzis Dumnezeu în grădina Eden. Așa cum Dumnezeu a interzis fructul acela, așa ți interzice Dumnezeu ție altă femeie sau alt bărbat. Și n-ai voie și n-am voie și n-avem voie să gustăm din altă femeie sau din alt bărbat. Atâta vreme cât trăiește partenerul tău, n-ai voie și pentru că n-ai voie, de ce te mai stresezi după altul când n-ai voie? Concentrează-ți toată atenția asupra partenerului tău și bucură-te de nevasta tinereții tale, zice în cartea Proverbelor. Fii îmbătat tot timpul de drăgășenile, bucură-te de ea. Femeie, soră, când bărbatul tău te vrea, când bărbatul tău te cere, ascultă-mă, el te cere și te vrea pentru că te iubește. Nu mai gândi că tu ești unealta lui, unealta plăcerilor lui. Atunci când el te cheamă și te vrea, nu te cheamă ca să-și bată joc de tine, te cheamă că e soția lui și doar cu tine are voie să întrețină relație intimă și să te iubească. Dar ascultă-mă, atunci când el te iubește pe tine și tu te simți bine pentru că ești în brațele lui. Gândește-te ce ar însemna să nu se mai împreună bărbatul tău cu tine, să nu te mai bage în seamă, să nu te mai ia în seamă, să te neglijezi. Măi bărbate, nu face și noi nimic? Nu. Măi bărbate, a trecut o săptămână, două, nu faci nimic? Lasă-mă în pace. Asta mai înseamnă iubire? Nu. Dar dacă te vrea, dar dacă te dorește, dar dacă te poftește că ești nevasta lui sau soțul ei, te vrea, te vrea în brațele lui sau în brațele ei, lasă-te în liber în mâinile soțului sau a soției tale. Lasă-l să se bucure împreună cu tine, să se bucure de trupul tău și bucură-te și tu de trupul lui. Bucură-te! Căci acesta este un dar, un dar de la Dumnezeu. Dar bucură-te și să ai granițe. Să nu treci peste granițele puse de Dumnezeu. Să nu faci cu nevasta sau bărbatul tău ce fac oamenii spurcați din lume. Rămâi doar la ce este normal. Și tu știi ce este normal. Și tu știi ce este anormal, care este la modă în această lume. Fugi de tot ce este nenormal. Bucură-te de ce este normal. Bucură-te. Și Dumnezeu să vă binecuvintez. Zice Iov, Dumnezeu, zice așa, căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Cum? Vede purtarea mea? Da. Privește pașii mei? Da.
Și ai tăi, da. Nu este nici întuneric, nici umbra morții, unde să se poată ascunde. Cine? Cei care fac fără de legea. Ați auzit, dragii mei? Deci nu există niciun loc unde să se poată ascunde cei care fac păcatul fără de legea. Nu există nici întuneric, nici în moarte. Deci nu există loc. Când spune nu există, asta înseamnă nu există. Așa cum nu există loc unde să nu pătrundă lumina, mă refer aici pe fața pământului, așa nu există loc unde să te ascunzi de Dumnezeu și să faci păcatul. Chiar dacă îți faci o groapă sub pământ de 50.000 de metri și acolo te vede Dumnezeu. Chiar dacă te duci în tunelul cel mai întunecos și cel mai adânc, și acolo te vede Dumnezeu. Dacă zici aici Dumnezeu nu mă vede, Dumnezeu e ocupat cu lumea, Dumnezeu e ocupat cu cerul, a, aici sunt undeva în pustiu, aici în munți, a, Dumnezeu nu se uită la ei. Și acolo te vede Dumnezeu. Și acolo ne vede Dumnezeu. Zice, Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea lui. N-are nevoie să se uite mult timp la noi să zică, măi, să mă gândesc, ce să fac cu ăsta, să-l pedepsesc, să nu-l pedepsesc, să-l judec. N-are nevoie de mult timp. Dumnezeu una, două o tărăște. Căci El cunoaște faptele noastre, zice Biblia. Căci El cunoaște faptele lor, noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiți, îi lovește ca pe niște nelegiuiți în fața tuturor. Ați auzit, dragii mei? Cine se poate ascunde de Dumnezeu? De aceea să-L respectăm, să-L iubim, să-L prețuim. Mai am câteva versete și apoi citesc mesajele voastre. Nu mai este mult, dar dacă va trebui să mai vorbim, vom mai vorbi din cuvântul lui Dumnezeu, atât cât dă Domnul har și cuvânt. Așa, în Psalmul 101, cu versetul 19, cât? 102. Așa, nu văd așa de clar cu ochelarii ăștia. Ochelarii ăștia nu sunt făcuți pe comandă, adică pe ochii mei. I-am cumpărat cu câțiva euro din magazin, așa, după un număr care se potrivesc, văd cu ei, dar nu așa de perfect. Dar văd cu ei. Pentru că mi-e cumva să dau pe ochelarii care îi fac pe comandă pentru ochii mei, 4-500, de exemplu, cum nată mi-a dat vreo 700 sau 800 de euro în Germania pe ochelarii ei. Nevastă mi-a dat vreo 300 și ceva de euro pe ochelarii. Și nu-mi convine să dau atâția bani pe niște sticlă și o ramură pe aici. Mă uit cu ăștia care îi am și dau slavă lui Dumnezeu. Așa, Domnul, căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui. Domnul privește din ceruri pe pământ. Deci încă o dată în Psalmul 102 cu versetul 19 spune că El, Domnul, privește din înălțimea sfințeniei Lui, Domnul privește din ceruri pe pământ. Încă o dovadă că Dumnezeu știe totul. Ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Auziți? Că Domnul și-a pleacă urechea și la cei care sunt pe moarte și care strigă, Doamne, ai milă de mine, salvează-mă, Doamne! Și iată că Domnul se uită la ei și izbăvește când se roagă, pentru că ei să vestească în Sion numele Domnului și să laude pe Domnul Ierusalim. Deci dacă Domnul te salvează de la moarte, laudă-L pe Domnul, dragul meu. Și mai citesc un verset, așa, Psalmul 104 cu versetul 32, El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Domnul se uită, ne-am citit până în prezent, într-una spune, Domnul se uită pe pământ. Doamne, pă, nu ești mulțumit cu ce ai în cer? Nu ești mulțumit că îngerii sunt acolo, cerul e al tău? Ce te mai uiți, Doamne, pe pământ? Dar Biblia spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc în ea. Cum, Doamne, și pământul e al tău? Da. Păi cum? Păi eu am făcut lumea și ce este în ea. Domnul a făcut pământul, dragii mei, și cerurile și omul pe fața pământului. Așa că de aceea se uită Domnul pe pământ, pentru că al Domnului este pământul cu tot ce este
pe el. Mărit să fie Domnul. Și acum să mă uit un pic peste mesajele voastre. Dar să beau și un pic de apă. Așa, să mă înviorez, am transpirat. Să dau un pic drumul la ăsta. Să facă un pic de aer. Ventilatorul ăsta. Ce bună este apa! Ce bună este apa când se sete! Ce bună este mâncarea când se foame! Ce dulce este somnul când ești obosit și te duci la culcare! Ce dulce e relația intimă cu partenerul tău când ai nevoie de ea! Dragul meu, prețuiește toate acestea, pentru că sunt daruri de la Dumnezeu! Să poți dormi, să poți mânca, să poți bea și să poți avea relație normale cu partenerul tău. Știi că mulți sunt lipsiți de toate acestea? Știi că unii nu sunt căsătoriți și nu se poate iubi? Știi că unii nu pot mânca suficient sau nu poate bea suficient pentru că sunt paralizați sau sunt schemonizați sau sunt tot felul de bolnavi? Bucură-te că Dumnezeu te-a binecuvântat și ți-a dat ce ți-a dat, ce este pe el. Acum să vedem ce voi mi-a scris. Mesajele voastre, dar să dau și un pic. Așa, nu sunt multe mesaje, dar am să le citesc. Pace, frate Aurel, zice Lidia Mudava. Pace, mulțumesc de pace, Lidia. Dumnezeu să te binecuvinteze în numele lui Iisus Hristos, Lidia Mudava. Dumnezeu să te binecuvinteze. Salut, zice din nou Florian. Salut, Florian, dacă mai ești aici, Dumnezeu să te binecuvinteze în numele lui Iisus și să-ți dea viață veșnică. Mihaela Simona zice, pacea Domnului, frate, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc, Simona, mulțumesc de binecuvântare. La fel să vă binecuvinteze Dumnezeu pe voi toți, cei care sunteți împreună cu mine. Aurora spune, frate, te rog, roagă-te și pentru băiețelul meu. Să-i aducă Domnul la pocăință, Italia. Ne vom ruga și pentru băiețelul tău ca Dumnezeu să-i aducă la pocăință. Dar important este ca și ei să vrea. Să vrea. Atunci când un om vrea mântuirea, Domnul intervine dintr-o dată. Dar atunci când cineva nu dorește să se pocăiască, Domnul îl mai lasă. Și ne rugăm pentru copiii noștri și ne întrebăm de ce nu ne răspunde Dumnezeu, de ce nu este schimbare în viața lor, de ce nu se întorc la Dumnezeu, pentru că ei nu vor. Dumnezeu nu bagă pe nimeni cu forța în rai. Dumnezeu nu obligă pe nimeni să meargă în rai dacă nu vrea. Dumnezeu vrea să vrem și noi. El ne poruncește să ne pocăim, da? Zice că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar dacă omul nu vrea, Dumnezeu nu-l obligă. Nu zice, te bag cu forța în rai. Nu! Trebuie să aibă voință. Ne vom ruga ca Dumnezeu să lucreze și în inima copilului tău și în inima tuturor copiilor acelor care doresc, adică a părinților care doresc ca copiilor să se întoarcă la Dumnezeu. Domnul să ne asculte, Domnul să lucreze, Domnul să intervină. Pacea Domnului Iisus să te binecuvinteze cu har, zice Georgiana. Mulțumesc, Georgiana, mulțumesc. Mulțumesc de pace și de binecuvântare. Fii binecuvântată și tu. Pace, fratele meu scump, zice Fane. Pace, Fane, Dumnezeu să te binecuvinteze și pe tine în numele lui Iisus Hristos, cel care a fost mort, dar a înviat a treia zi după Scripturi. După 40 de zile s-a înălțat la cer și șade la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot, ca mare avocat, mișlocind pentru toți cei care vin înaintea Creatorului Sfânt. Dumnezeu să te binecuvinteze.
dragă Lidia. Domnul Iisus spune foarte clar în cartea Apocalipsa, la capitolul 3, cu versetul 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Păi cum să mă pocăiesc, frate, că m-am pocăit? Pocăiește-te în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit prin pocăința ta. Și El, la vremea hotărâtă de El, când va vedea pocăința ta reală, te va vindeca. Biblia spune că dacă cerem, Tatăl din cer ne va da. Dar dacă dorești cu toată inima și dacă este voia sa, Dumnezeu te va vindeca. Doamne Tată care ești în ceruri, Atotputernicule Dumnezeu, Sfântul Israel împăratul meu, din nou în urma cuvântului Tău stau înaintea Ta. Tu ai auzit tot ce am spus în această zi, căci Tu cunoști toate lucrurile. Ești aici cu mine în cameră, Doamne, sunt conștient. Ești cu mine când fac binele și la fel ești în casă și când fac răul. Nu se poate ascunde nimeni, am înțeles din cuvântul Tău, de Tine, Doamne. Totul e gol și descoperit. Neprigănitule Tată, stau înaintea Ta pentru această femeie care dorește mântuirea fiului ei din Italia. Doamne, ea dorește ca copilul ei, așa cum sunt mulți alți părinți care doresc mântuirea copiilor rătăciți prin lumea de păcat. Ascultă, Doamne, rugăciunea și dorința mea și rugăciunea și dorința acestei femei din Italia, care cere ca Tu să lucrezi în mintea și în inima copilului acestuia, să-l cercetezi prin Duhul Tău, să-i vorbești, să-i schimbi inima. Doamne, el probabil nu vrea să se întoarcă pe calea Ta, să se pocăiască, să se lase de rău și se apropie de Tine, Dumnezeu. Dar, Doamne, dacă este în planul Tău de mântuire și dorești ca și el să ajungă cu Tine în veșnicie, ascultă rugăciunea mamei lui. Doamne, cercetează-l. Doamne, vorbește-i. Doamne, lucrează în mintea și inima lui și dă-i harul pocăinței în numele lui Iisus Hristos. Neprigănitule Tată, mă rog și pentru această femeie cu numele de Lidia Mudava. Doamne, Tu vezi că de mai multă vreme această femeie care a avut accidentul, care l-a avut, are mâna așa cum o are și spune că o doare mai tare. Doamne, Dumnezeule Atotputernic, în numele lui Iisus, mă rog pentru ea. Eu nu-i cunosc viața de aproape, dar Tu o cunoști. Tu cunoști și dorința inimii ei, cunoști că ea vrea ca Tu să te atingi de ea. Doamne, fă lucrul acesta pentru slava Ta. Atinge-te de mâna acestei femei chiar acum. Atinge-te de Lida Mudava pentru slava numelui Tău. Să se cunoască, Doamne, că Tu ești Dumnezeu, că Tu ești iubitorul de oameni, că Tu asculți rugăciunile oamenilor. Îndură-te de această femeie și fă ca toată durerea ei să dispară. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, mâna ei să devină la normal. Neprigănitule Tată, pentru numele Tău și pentru gloria Ta, ascultă rugăciunea mea pentru această femeie cu numele de Lidia Mudava. O încredințez în mâinile Tale și mă rog ca Tu să o binecuvintezi. La fel te rog și pentru cei care sunt împreună cu mine acum și doresc și ei un răspuns la rugăciunea lor, doresc și intervenția Ta în familia lor. Doamne, oprește-te în dreptul fiecăruia. Dacă este cineva care a luat hotărârea să Te urmeze, chiar în seara aceasta, Doamne, dacă este cineva care a hotărât să se pocăiască, cercetează-l, umple-l de Duhul Tău, vorbește și lasă ca Duhul Sfânt să-l umple. Doamne, primește-i rugăciunea și cuvântul Său să ajungă până la Tine, cuvântul de cerere, adică dacă își cere iertare, dacă își cere milă, ascultă-L din locașul Tău. Dumnezeule, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, a Ta să fie slavă în veci. Amin. Slavă lui Dumnezeu!
Dragule, ești conștient acum că Dumnezeu te vede? Ești conștient din tot ce ai auzit până în aceste momente că Dumnezeu știe totul despre tine? Chiar dacă nu ești pocăit, chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, chiar dacă ești ateu, Dumnezeu e acolo, omule, în casa ta și îngerul lui acolo cu tine, ca să te păzească chiar de cel rău, de diavolul. Vai de omul pe care nu-l mai păzește Domnul, pentru că este în pericol să fie distrus de necuratul. De aceea oamenii mor. De aceea oamenii mor. Voi ați văzut ce s-a întâmplat cu Iov? Voi care citiți Biblia, când Domnul a dat pe mâna satanei, Satana l-a lovit foarte greu. I-a luat 10 copii. 10 copii a avut Iov. Și toți 10 au murit. Iov a avut o turmă foarte mare de animale și boi și oi și mulți robi. Spune că turma lui umplea țara, era foarte, foarte bogat. Într-o singură zi, Iov a pierdut tot. Și apoi și Iov a fost lovit cu o bubărea din cap și până în picioare. Iată ce înseamnă să fii dat pe mâna satanei. Dar nu l-a omorât pentru că Dumnezeu a zis să-l dau pe mână, numai cruță-i viața, nu-i lua viața. Să-l dau pe mână să-l încerci. Dar nu i-a luat viața lui Iov, dar a luat viața copiilor lui Iov. Dragule, dacă mai ești în viață, oricine ești, fie că ești pocăit, fie că nu ești pocăit, este datorită îndurării lui Dumnezeu și a milei lui. Este datorită lui Dumnezeu că a pus îngerul lui lângă tine să te păzească de dracul pe care îl pomenești mereu. Cum adică îl pomenești mereu? Păi când zici, du-te dracu, lua-te al dracu, fii al dracu, tot cu dracu ești. Dar de ce nu zici, du-te la Dumnezeu să te binecuvinteze Dumnezeu, Domnul să fie cu tine, dragul meu? Dragule, dacă îl dai pe un om dracului, el o să-l facă tot mai rău. Dacă tu îl dai pe soțul tău necurat sau pe soția ta sau pe copiii tăi, ei o să se facă mai răi. Pentru că dracul e rău și pe cei care îi dai mâna lui o să-i facă răi. Nu te mira că soția ta e cum e sau soțul tău sau copiii tăi, pentru că tu ai spus, lua-te al dracu, fii al dracu. Nu te mira că copilul tău și nevasta ta sau soțul tău e așa. Nu te mira. Degeaba te mai mir. Că zici, mă, ce nevastă rea am. Mă, ce bărbat rău am. Mă, ce copii răi și neascultători am. Păi dacă i-ai dat în mâna necuratului, i-a făcut răi. Spune așa, de acum încolo, dragul meu, Dumnezeu să te binecuvinteze, omul meu. Dumnezeu să te binecuvinteze, draga mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, copiii mei. Vă dau în mâinile Domnului. Și Domnul îi binecuvintează și face din oameni răi oameni buni. Dați-i pe oameni în mâinile lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu e bun și binecuvintează, nu îi dați în mâinile necuratului. Dragule, ești conștient că Dumnezeu știe totul despre tine? Dacă până în aceste momente, în această seară, încă nu ești lămurit că Dumnezeu știe totul despre tine, am să-ți mai citesc ceva. Biblia spune în Psalmul 139, spune așa, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Cine spune așa? David. Cine era David? Împăratul lui Israel. Al doilea împărat al lui Israel. Cine a fost primul împărat al lui Israel? Primul împărat al lui Israel a fost Saul. Iar David a fost al doilea împărat al lui Israel. Și David a fost omul iubit de Dumnezeu și după inima lui Dumnezeu. Și David spunea în psalmul lui, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Spunea David. Că Dumnezeu îl cercetează de aproape și că îl cunoaște. Continuă și spune, știi când stau jos și când mă scol? Cine știe? Domnul!
și de departe împătruns gândul. Auziți cum știe Dumnezeu cu tot amănuntul despre noi? Știi când umblu și când mă culc. Știi când mă duc, Doamne, afară la plimbare, că m-am plictisit în casă sau la muncă sau așa la adunare? Dar știi și când viu acasă și mă pun la culcare. Psalmistul spune, știi când, când umblu și când mă culc. Dumnezeu știe când te-ai pus în pat, la ce oră te-ai pus în pat. Și știe când te scol din pat. Iată ce zice. Și cunoști toate căile mele. Interesant. Că Dumnezeu știe totul. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Cum vine asta? Eu în această seară am rostit o mulțime de cuvinte și Dumnezeu le-a cunoscut mai înainte ca eu să le rostesc, da. Păi nu mi-ajunge cuvântul pe limbă ca să rostesc și Tu, Doamne, îl și știi. Păi cum e posibil așa ceva? De exemplu, voi știți ce am spus eu. Pentru că am rostit cu gura mea. Dar Dumnezeu a știut dinainte ce voi rosti cu gura mea. Mărirea lui Dumnezeu cel atotputernic. Mare este Domnul. Auziți, frații mei? Că și nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte. Adică așa de jur împrejurul meu, Doamne, ești Tu mereu. Și îți pui mâna peste mine. Cum vine asta? Doamne, Tu ești împrejurul meu, în stânga, în dreapta și înainte și îți pui mâna peste mine. Dragilor, e mare Dumnezeu. La fel te înconjoară și pe tine, dragul meu, pe dinainte și pe dinapoi și își pune mâna peste tine și peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot, prinde, zice. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, zice psalmistul David. Dacă mă voi culca în locuința morților, acolo unde se duc oamenii care mor, iată-te și acolo. Cum, Domnul, ești în locuința morților? Da, păi unde e locuința morților? În adâncimile pământului. În mijlocul pământului, locuința morților. Cine merge acum acolo? Sufletele fără Hristos. Cei în Hristos se duc sus. Până la Hristos mergeau toate sufletele locuința morților. Numai că erau prăpaste între ei. Cei buni erau puși într-un loc mai bun. Cei răi, fără Dumnezeu, erau în locul de chine, spune Biblia. Pe vremea lui Avram, că spune că bogatul a fost dus acolo, l-a văzut pe Lazar și pe Avram. Și spune că între ei erau prăpaste. Dragul meu, zice, dacă mă voi duce în locuința morților, iată-te și acolo. Cum? Dumnezeu în ceruri? Da. Dumnezeu pe pământ? Da. Dumnezeu vede și locuința morților? În adâncimile pământului? Da. Mare-i Dumnezeu! Mare-i Dumnezeu! Mare, da. Dar când alegem să păcătuim, îl vedem mic. Uităm că Dumnezeu e mare. Nu ne mai temem de El când alegem să împlinim poftele noastre carnale, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Că dacă L-am vedea pe Dumnezeu tot mereu mare, ne-am teme de El și n-am mai săvârșit nicio fără de lege. Dar pentru că uităm că Dumnezeu e mare și că uităm că El ne vede, de aceea ne lăsăm ispitiți de cel rău și săvârșim fără de legea și astfel îl supărăm pe Dumnezeul acesta mare, care este în cer, care vede pe pământ, care vede chiar și în adâncimile pământului. Unde te poți ascunde de El? Când te duci la plimbare, El știe. Când te pui la culcare, El știe. El te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi și își pune mâna peste tine. Chiar dacă te vei duce în locuința morților, iată că El e și acolo. Ia să vedem ce mai spune psalmistul. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Deci nu te poți duce nicăieri, în niciun loc, nu există loc în universul acesta să te poți ascunde de Dumnezeu, tu sau eu, dragul meu. Nu există loc în spațiu, pe pământ, în cer și sub pământ, unde să zici aici Dumnezeu nu mă vede și nu știe despre mine și aici pot să-mi fac de cap.
Dumnezeu știe totul despre noi cu deamănuntul. Ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Știe tot ce este în noi. Tot. Ne citește gândurile așa cum noi citim o carte, sau gândurile noastre înaintea lui Dumnezeu sunt ca glasurile noastre. Așa cum noi vorbim și ne auzim unul pe altul, așa aude Dumnezeu gândurile noastre. Știe tot ce gândim. Dumnezeu știe tot ce ne imaginăm. Tot. 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 El a spus, cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dar de unde știe Dumnezeu când eu mă uit la o femeie și o poftesc? Păi m-am uitat numai așa, dar n-am poftit-o. Dumnezeu știe. Păi cum știe Dumnezeu? Fiți atenți, dragii mei. Fiți atenți și nu vă lăsați mușcați de aceste șerpoaice care vor să vă distrugă. Am să citesc să vezi ce fac femeile ușoare și unde duc pașii lor. Dar imediat. Dacă mă voi culca în locuința morților, uită-te acolo. Și acolo mâna ta mă va călăuzi. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumină din împrejurul meu. Zice Biblia, spune salmistul. Deci unde mă voi duce departe de Duhul tău? Și acum, dragul meu, așa cum am spus, feriți-vă de șerpoaicele astea care sunt pe internet, care sunt pe Maidan, pentru că aceste șerpoaice stau la pândă ca să vă câștige banii, să vă ia banii și să vă ia sufletul pentru Satan. Foarte multe femei ușuratice, prostituate, nu-și dau seama că ele sunt posedate de duhul de curvie. Chiar Biblia spune că un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul și nu cunosc pe Dumnezeu. Dragul meu, când tu te duci la o prostituată și te unești cu ea, tu te faci una cu ea și duhurile necurate care sunt în ea va intra în tine, dragul meu, pentru că tu devii un singur trup cu ea, devii una cu ea și duhul necurat din prostituată va intra în viața ta și vei deveni și tu la un moment dat un curvar. Când duhul acesta va pune stăpânire pe tine, nu te va mai putea elibera atât de ușor. Ai grijă, dragul meu, că diavolul are misionarii lui. Așa cum Hristos are misionarii lui și diavolul are misionarii lui. Iată ce zice Biblia. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu e sora mea și numește priceperea prietena ta. Dar de ce? De ce să numesc priceperea sora mea? Sau prietena mea? De ce? Ca să te ferească de nevasta altuia. De cine să mă ferească? De nevasta altuia. Păi ce treabă am cu nevasta altuia? Nevasta altuia e nevasta altuia. Ce treabă am cu ea? Iată ce spune Biblia. Ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Ce face nevasta altuia? Nemulțumită de bărbatul ei, începe să se dea la altul și folosește cuvinte ademenitoare, o șerpoaică. Așa spunea Mântuitorul despre farisei și cărturari, șerpi, pui de năpârci. Cum veți scăpa de pedeapsa focului Ghenei? Și toți cei care trăiesc în păcat sunt robi ai păcatului și sunt fiii lui Satan. Și toți cei care sunt fiii lui Satan sunt niște șerpi. Fiule, fiule, zi înțelepciunii, tu e sora mea și numește priceperea prietena ta ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Cuvinte ademenitoare. Care sunt cuvintele acestea ademenitoare? Femeile le știu mai bine care sunt acestea. Dar cam așa. Ce frumos, ce simpatic, ce îmi place, ce drăguț. Ah, ce bine în cal. Să știi că îmi place. Nu vrei să vii cu mine? Dar de ce? Hai să ne simțim bine.
Să vedem ce spune despre femeia de menitoare. Ia să vedem. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbelă. Am zărit printre cei neîncercați. Pe cine? Am văzut printre tineri un băiat. Cum era? Fără minte. Un băiat fără minte? Dar de ce era fără minte? Să vedem de ce era fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine. Adică o femeie măritată. Păi dacă e măritată și are bărbat, de ce mai stă la pândă pe la colțuri? De ce nu stă cu bărbatul acasă? Să vedem. Ia să vedem. Trecea pe uliță, la colțul lui stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre ea. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că a alergat înainte o femeie. Ce a alergat înainte la acest băiat fără minte? O femeie. Și să fim sinceri, când un bărbat vede o femeie, parcă a văzut pe Dumnezeu, nu știu, cam așa se întâmplă. Îmbrăcată ca o curvă. Și cu inima șiriată, adică mai dezbrăcată, nu îmbrăcată. Când spune îmbrăcată ca o curvă, adică mai dezbrăcată, că știți voi cum stau curvele pe Maidan, adică prostituatele, știți cum stau pe Maidan? Mai mult dezbrăcate, ca aceasta le este meseria, ca să ispitească pe trecători, ca să se oprească în dreptul lor, să intre în legătură cu ei. Hai, cât îmi dai, atât, gata, s-a făcut, hai să mergem. Și Biblia spune că a alergat o femeie îmbrăcată ca o curvă, așa. Cu inima șiriată. Era bună de gură. Păi cum era bună de gură? Pentru că asta era meseria. Și fără stâmpă. Picioarele nu-i putea sta acasă. Nu putea, domnule, să stea acasă. Era fără stâmpă și mergea pe la toate colțurile să prindă pe Gheorghe, pe Ion, pe Costică, să intre în contact cu el, să-i dăruiască trupul și să ia banii. Iată să vedem ce se întâmplă. Când în uliță, când în piețe. Mă, parcă femeile acelea au fost ca femeile din zilele noastre. Că așa se întâmplă și astăzi. Când în uliță, când prin piețe, când prin cluburi de noapte, sunt aceste femei stricate, prostituate. Zic stricate pentru că așa le numește și Biblia. Zice, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Cine? Această femeie. Vă dați seama? Stătea la pândă, ia. Vine cineva. A, uite ăla, vine, vine ăla. Să vedem ce s-a întâmplat. Ea l-a, așa, ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Pe cine? Pe băiatul care venea spre ea, pe băiatul fără minte. Ea l-a îmbrățișat, parcă îl cunoștea de undeva, nu l-a cunoscut, l-a văzut pentru prima dată și l-a îmbrățișat și l-a pupat. Să vedeți ce se întâmplă. L-a fermecat deja, când l-a strâns în brață și l-a pupat, săracul băiat a zis, mă, a dat norocul peste mine, la așa ceva nu m-am așteptat. Să vedem ce se întâmplă. Și cu o față fără rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și am și găsit. Deci a stat la pândă, i-a zis băiatului, am ieșit să te caut, așa l-a fermecat cu vorbele ei dulci și te-am și găsit. Mă, pe tine te căuta, mă, prostonacule, pe tine te căuta. Ia să vedem. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternutul de pânzeturi din Egipt. Îl fermeca cu cuvintele ei dulci. Îți dai seama? Pe tine te așteptam. Mi-am pregătit patul, mi-am împodobit patul. Să vezi ce bine o să ne simțim noi doi, vrea să-i spună femeia. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoare. Și acum iată ce îi zice direct, l-a văzut pentru prima dată și ce îndrăzneală pe femeia aceasta. Vino să ne îmbătăm de dragoste. Adică să facem sex. Vino să ne îmbătăm de dragoste până când?
până dimineață. Lacomă, lacomă. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață și să ne desfătăm cu desmerdări, să ne simțim bine, zicea femeia. Și atenție, urmează ceva îngrozitor. Să vedeți ce fel de femeie era aceasta. Căci bărbatul meu nu este acasă. O femeie măritată stă la pândă, la toate colțurile, când în uliță, când în piață, vede un băiat, zice, te-am căutat, te-am și găsit, îl îmbrățișează, zice, mi-am făcut patul cu aloie, cu scorțișoare, mi-am pregătit toate, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. Măi, femeie, dar tu ești măritată! Măi, femeie, dar tu ai un bărbat, tu ai un soț, tu ce faci? Îți înșel soțul? Ea zice, bărbatul meu nu este acasă. Dar unde este? L-a pescuit? Nu. A plecat într-o călătorie lungă. Păi așteaptă-l până se întoarce, nu pot. Și zice, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani, mulți bani a luat cu el, și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Așa că ăștia care pleacă din România în Spania, în Italia, Germania, și-a lăsat nevasta și nevasta săraca nu mai poate, și zice, bărbatul a plecat într-o călătorie lungă, s-a dus în Spania și Italia, nu acum să mă desfăt și eu un pic, că m-am săturat de prostăna cu eu. Ia să mai încerc eu și cu alții și să mai fac ceva bani, îmi vând trupul. Femeia aceasta, dragii mei, ne spune Biblia, era o femeie măritată și se îmbrăca ca o curvă, ca o prostituată și și-a înșelat bărbatul. Ia să vedem ce spune mai departe. Zice, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la lună nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit, adică l-a amăgit, l-a fermecat, l-a vrăjit. Frumoase cuvinte, să fim sinceri, i-a zis. Și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Îi zâmbea, și frumos, te iubesc, îmi placi, e simpatic, oh! Și l-a atras. Ce a zis bărbatul? Nu viu, băiatul. Du-te, măi, femeie, tu ești o femeie măritată, du-te, mă, și vezi-ți de treaba ta. Dacă vine bărbatul și ne prinde. Așa a zis băiatul. Nu. Nu. O fi zis, mă, a dat norocul pe ăsta mine, mă. A pus Dumnezeu mâna pe mine. Uite că nu m-am așteptat la așa ceva. Așa. Deodată a început să meargă după ea. Unde? Acasă la ea, că bărbatul nu era acasă. Era undeva în depărtare, cred că prin Italia, sau poate vezi că e poate prin Germania. Măi, omule care mă asculți, care ești în străinătate și nevasta ta în România, te-ai gândit că și nevasta ta poate să facă la fel ca femeia aceasta din Scriptură? Tu te-ai dus în străinătate să muncești pentru ea, să faci o casă mare, să iei o mașină frumoasă, să ai mai mulți bani, dar te-ai gândit că când te întorci acasă, casa ta e distrusă, că nevasta ta stă la pândă, la colțuri pe stradă și te înșală cu altcineva? Tot vorbindu-i, l-a ademenit și l-a tras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cer care se aleargă spre cursa lui, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și vă întreb acum, dragii mei femei și bărbați, tineri și tinere, când a început băiatul acesta fără minte să meargă după ea, unde s-a dus cu ea? Unde? Acasă la ea. Ce-au făcut acolo? Ce-a zis ea? Vino să ne îmbătăm până dimineață de dragoste. Ce-au făcut acolo? S-au împreunat. Femeia aceea s-a lăsat în brațele unui băiat care nu era soțul ei. Mai sunt și astăzi femei ca femeia aceasta care se lasă îmbrățișate, iubite,
să nu mai zic mai departe, de alți bărbați în locul soțului? Mai sunt? Da. Mai sunt. Mai sunt. Și uite așa se distruge familia. Când aude bărbatul că într-o zi o să audă că Dumnezeu scoate totul la lumină, că tot ce face în ascuns Dumnezeu va duce la lumină. M-ai înșelat, curvo, va zice. Eu m-am dus să muncesc pentru tine și casa noastră și tu ți-ai bătut joc de mine. Fă-ți bagajele și pleacă. Ne întâlnim la primărie. Băgăm divorț. Și o să plângi. Aaaa! Iartă-mă, iartă-mă, am greșit. Ai greșit? N-ai greșit. Ai făcut-o conștient. Ai greșit înseamnă fără voia ta. Dar dacă tu săptămâni și luni de zile la rând te-ai culcat cu cineva, aia nu mai este greșeală. S-a dus să facă dragoste cu ea. Și pe mai românește sex. Cu nevasta altuia. Cine este de vină în toată situația aceasta? Băiatul sau femeia? Femeia. Băiatul are și el vina lui. Dar femeia are vina mai mare. Că ea l-a căutat și a zis, te-am și găsit. L-a ademenit, l-a vrăjit, l-a fermecat cu cuvinte frumoase și l-a dus în patul ei. Și așa băiatul a curvit cu ea. Și așa au păcătuit amândoi înaintea lui Dumnezeu. Dar iată ce zice Biblia. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei. Nu merge pe drumul care duce la ea, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Cum? Păi ea a zis că le dă plăcere. Păi ea a zis, vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. Dar Biblia spune, și mulți sunt pe care i-a ucis ea. Adică a mai înșelat această femeie măritată și stricată și pe alții, da, i-a ucis. Adică i-au făcut să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu și așa cel rău a câștigat sufletul lor. Casa ei este drumul spre locuința morților. Cum? Casa ei la care s-a dus băiatul cu ea să facă dragoste cu ea este drumul spre locuința morților. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Noaptea aceea s-au simțit bine, nu? Ea a zis până dimineață, vă dați seama, nu o jumătate de oră, nu o oră, nu două, până dimineață, vă dați seama, ea a fost probabil cum a fost, el săracu a zis, a dat norocul peste mine, dar casa ei la care el s-a dus, spune Biblia, pogoară spre locuința morților, adică în iad. Deci el s-a dus spre iad. Dragule, dacă alegi să te duci la o prostituată, tu te duci spre iad. Tu mă auzi? Dacă tu alegi să te duci la o prostituată, tu te duci spre iad. Acestea sunt fiicele celui rău. Dar, dragul meu, aceste femei ușoare sunt și pe internet. Sunt pe live-uri. Dacă alegi să te uiți la ea și la tot ce face ea, ești la fel de vinovat sau sunt la fel de vinovat, sau suntem la fel de vinovați, ca și cum te-ai dus în realitate la o femeie, așa cum a făcut băiatul acesta, care îl numește Biblia fără minte. Și care s-a dus spre casa ei și s-a culcat cu ea toată noaptea și apoi s-a dus în locuința morților în iad. Drumul ei, drumul care coboară spre locuința morților. Atenție, casa este drumul spre locuința morților, drumul care coboară spre locașurile morților. E bine să mergem la prostituate? Nu! Da, frate, dar plătesc! Chiar dacă plătești. Da, frate, dar asta este o meserie, meseria veche. Asta e veche de mulți ani, de mii de ani.
Dumnezeu nu consideră aceasta o meserie. Aceasta înaintea lui Dumnezeu este urciune. Aceasta înaintea lui Dumnezeu este o spurcăciune. Chiar dacă plătești pentru relația intimă cu o prostituată, tu păcătuiești, dragul meu. Și oricare se duce la o prostituată. Fiule, în altă parte zice, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățăturile mamei tale. Înseamnă că tatăl tău îți dă sfaturi și mama ta îți dă învățătură. Mama ta îți dă învățătură, te învață la fel și tatăl tău. Păzește-le, leagă-le necurmat în inimă, atârle de gât. Ele te vor soți mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții, adică te duce pe calea cea bună. Auziți, ele te vor feri de femeia stricată. Cine te va feri de femeia stricată? Sfatul tatălui tău și învățătura mamei tale. Sfatul tatălui tău care spune, nu te du la prostituate, măi fiule! Nu te du la ele! Ele te vor feri de femeia stricată. Cum sunt prostituatele? Stricate! De ce le numește Biblia stricate? De ce? Pentru că se culcă cu sute și mii de bărbați și fac sex peste tot. Normal, oral, anal, peste tot le bajocoresc bărbați. Astea, da, sunt folosite doar ca obiect de plăcere pentru bărbați. De aceea Biblia spune că ele sunt femei stricate. Fiule, fugi de femeia stricată. De femeia care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Cuvinte dulci. Fugi. Fugi de ea. Dar nu și de nevasta ta. Dacă nevasta ta îți vorbește frumos, miros, și dulci, dragul meu, iubirea mea, dragostea mea, e nevasta ta. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășenie ei, bucură-te de ea, dar de străină fugi, că pașii ei dau locuința morților. Ca să te ferească de femeia stricată, de limba demenitoare a celei străine. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, zice Biblia. Ea e frumoasă, ea este atractivă, ea este plăcută, îți arată sâni, îți arată corpul, pentru că se dezbracă. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, zice Biblia. Poate zici, dar nu pot să n-o poftesc, că e omenește să te uiți și să privești și în inimă să poftești. N-o pofti, zice Biblia. Și din păcate poftim. N-o pofti, zice Biblia, pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Adică te uiți în ochii ei care și-a colorat. Ați văzut că sunt femei care se vopsesc la ochi așa, ca să fie mai atractive. Aici ploapele așa, își fac buzele cu roșu așa, își fac și degetele pe aici cu... Ce sunt alea, mă, cu ojă sau cum se zice la alea? Așa, își fac toate, părul vopsit, cât de frumoasă, își dă cremă de alea pe față, își pune ca un fel de mască de aia ca să pare mai frumoasă. Dar Biblia spune, nu te lăsa ademenit de ploapele ei și nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei. Dar de ce? Căci pentru o femeie curvă omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Cum? Pentru o femeie curvă omul ajunge să fie sărac.
mai rămâne doar cu o bucată de pâine. De ce? Pentru că curva îl jefuiește de bani. Zice Biblia? Și femeia măritată? Ce-i cu femeia măritată? Întinde o cursă unui suflet scump. Băi, eu nu înțeleg femeile astea măritate, mă. Auzi că întinde o cursă unui suflet scump. Măi, păi dacă e măritată și are bărbat, să-și vadă, domne, de bărbatul ei. De ce să vrea ea să întindă o cursă unui alt bărbat? Poate zici, s-a săturat de pămpălăul lui. S-a săturat de bărbatul ei care tot o ceartă și o înjură. Sau de bărbatul ei care nu poate să o împlinească, să o mulțumească, nu poate să o satisfacă. S-a săturat de el. Vrea și ea împlinire, vrea și ea iubire. Da, acest lucru se înțelege. Dar n-ai voie. N-ai voie și n-am voie și n-avem voie să ne înșelăm partenerul. Indiferent că te mulțumește sau nu, că te satisface sau nu, că ești mulțumită de ce are el sau nu, indiferent, trebuie să rămâi cu el și să nu mergi după altul. Atâta vreme cât îți trăiește bărbatul, n-ai voie, ai făcut un legământ cu el, un jurământ, ai jurat că toată viața ta, înaintea lui Dumnezeu ai zis, vei rămâne cu el și la bine și la greu și la rău și numai moartea vă va putea despărți. Și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Îngrozitor. Mă înțeleg că înșală bărbați, că sunt bărbați ca armăsari, că poși, dar și femeia, ca cea care am citit mai înainte că stătea la pândă când uliță, când în piețe, că bărbatul a plecat într-o țară îndepărtată sau într-un loc îndepărtat. Sau ca femeia de aici, îngrozitor. Și să știți, dragii mei, că multe femei și mulți bărbați sunt așa. Mulți. Poate cineva să ia foc în sân fără să îi se aprindă ainele? Nu poate. Dacă ia foc în sân, îi se aprinde toate ainele, dacă nu strânge repede. Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși, fără să aibă, să iardă picioarele? Nu. Că dacă pui picioarele pe cărbune aprinși, imediat începe usturimea, arsura. Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea, nu va rămâne nepedepsit. Vă dați seama? Sunt bărbați conștienți că femeia la care se duce e măritată și tot se duce, domne. Bărbatul acesta e posedat la fel ca și femeia de necuratul. El știe, mă, femeia aceasta e măritată, are un bărbat. De ce să mă duc eu să spar casa omului? Lasă, domne, să rămână femeia cu bărbatul ei. Că nici mie nu mi-ar conveni ca nevasta mea să mă înșele cu altul. Dar vedeți că bărbații, în pofta lor nebună, nu se pot înfrâna, nu se pot stăpâni și nu mai judecă normal. Nu-l mai interesează că e măritată și nu-l mai interesează că bărbatul o să sufere când aude. Nu! Se duce la ea! Și femeia măritată acceptă. Nu toate, dar foarte multe. În loc să zică femeia măritată, ce vrei, mă? Nu ți-e rușine, mă! Hai sictir, cum zice prin Oltenia. Nu ți-e rușine. Vrei să te spui la bărbatul meu? Cum vrei să-ți bagi joc de mine? Nu știi că sunt femeie măritată? Du-te, mă, și vezi-ți de treaba ta. Așa ar trebui să zică femeia. Din păcate zice, vino. Vino să ne îmbătăm de dragoste. Îngrozitor. Și
Dumnezeu despre care am vorbit în această seară vede tot ce se întâmplă în casa în care ei sunt, unde oamenii nu pătrund. Dumnezeu vede, pătrunde. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, zice Biblia, singur își pierde viața cine face așa. Tu înțelegi că dacă prea curvești sau curvești cu o femeie, îți pierzi viața, omule? Îți scurtezi viața, omule? Dumnezeu când te-a trimis în această lume, ți-a dat un număr de ani. Poate a zis că tu va trebui să trăiești 70 de ani. Dar dacă tu curvești sau prea curvești, tu scurtezi viața, s-ar putea să mor la 30 și să nu mai trăiești încă 40 sau la 50 și să nu mai trăiești încă 20. Omule, viața ta se scurtează din pricina păcatului tău. Dar Dumnezeu zice, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că eu nu doresc moartea celui ce moare, ci doresc mai degrabă ca fiecare să se întoarcă de pe calea lui Cearia și să trăiască. Pentru ce vrei să muriți casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întorceți-vă la Dumnezeu și veți trăi, zice Domnul Dumnezeu. Omule, întoarce-te la Dumnezeu ca să nu-ți pierzi anii care mai stau în față. Tu poți să mai trăiești încă 20 sau 30 de ani în continuare. Să ajungi la numărul de ani pe care Dumnezeu ți-a dat, omule. Dar dacă nu, să știi că s-ar putea să pleci înainte de vreme de pe acest pământ. Teme-te de Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu. Iar în altă parte mai citesc aceasta, mă uit pe într-un mesajele voastre și mă apropii de încheiere. Că adică am vorbit, nu știu cât am vorbit, sincer, nu știu, mi-arată pe telefon. Nu știu cât am vorbit, câte ore. Mai citesc încă un pic, tot în legătură cu asta, dar din altă parte, apoi mă uit peste mesajele voastre și mă apropii de încheiere. Spune așa, fiule, din nou spune, fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Apleacă-ți urechea. Așa cum sunt eu acum și vă învăț și voi vă plecați urechea să auziți ce spun eu. Așa spune, fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine, ce-s cu ele? Strecoară mierea. Wow! Adică sunt dulci ca mierea. Căci buzele femeii străine strecoară miere. Și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemn. Adică îți provoacă o satisfacție de plină. Wow! Când te sărută. Îți dai seama? Ca cerul, zice că buzele ei sunt ca strecoară mierea, ca mierea. Dulci. Te încântă, nu? Dar la urmă este amar ca pelinul. Asta nu ne place. Ascuțit ca o sabie cu două tăușuri. Păi stai un pic, acum dulce, acum amară? Da. Dar de ce? Pentru că sunt buzele femeii străine și nu buzele nevestei tale. Și nevasta și femeia, deci femeia străină este o cursă pentru tine. Dar buzele nevestei tale sunt dulci și rămân numai dulci. Nici de cum amare ca pelin. De ce? Pentru că e nevasta ta. Bucură-te, omule, de nevasta tinereții tale. Căci femeia străină strecoară mierea buzele ei și cerul gurii este mai lunecos decât un de lemn. Dar la urmă, la femeia străină, este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăușuri, spune Biblia. Picioarele ei coboară la moarte. Care ei? Picioarele femeii străinii coboară la moarte. Pașii ei dau în locuința morților.
Ți-ai pus vreodată întrebarea că femeile care stau pe Maidan și prin cluburi de noapte picioarele lor pogoară la moarte și că pașii lor dau locuința morților și că ducându-te la ele te duci spre iad? Mă, omule, ți-ai pus vreodată întrebarea? Dacă ai ajuns deja să păcătuiești cu femeile acestea, întoarce-te la Dumnezeu. Dacă ai făcut toate acestea din neștiință, adică n-ai știut ce spune cuvântul lui Dumnezeu și că Dumnezeu te va chema la judecată pentru toate acestea, Dumnezeu îți iartă păcatele de neștiință. Întoarce-te, omule, la Dumnezeu și toate păcatele tale vor fi iertate. Așa spunea Petru. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge, când în uliță, când în piață, pe la toate colțurile stă la pândă, dar pașii ei dau locuința morților. Oameni buni, acele femei ușoare sunt puse acolo de satana. Poate zici, nu e adevărat că de peștilor, da, de peștilor, dar peștilor sunt în colaborare cu satana, chiar dacă ei nu știu. Peștilor sunt robii lui satana. Femeile acelea sunt puse de satana ca să câștige sufletul tău, dragul meu. Ele ți le aduce în față și chiar ți le dă pe unele pe gratis, ca să te culci cu ele, să curvești sau să prea curvești. Când curvești? Adică când nu ești căsătorit, te culci cu ea, curvești. Când ești căsătorit, ai nevastă și te culci cu ea, prea curvești. Dragul meu, Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Fugi de femeile acestea care sunt misionare, misionare ale iadului. Nu misionare ale lui Dumnezeu. Ele nu mărturisesc pe Hristos cu viața lor. Ele mărturisesc pe cel rău cu viața lor. Ele te duc în plăceri care Dumnezeu le condamnă. Vrei plăcere? Da. Vreau plăcere. Ești însurat? Nu. Vrei plăcere? Da. Caută-ți o fată, dragule, și însoară-te și ai plăcere. Dacă ești fată, caută-ți un băiat. Mărită-te și ai plăcere. A, păi nu vreau așa. Dar cum vrei? Nu vreau să mă căsătoresc, să-mi iau necazul pe cap. Dar cum vrei? Așa, să trăiesc așa, fără să mă căsătoresc. Ba cu una, ba cu alta. Adică, să mergi în iad, vrei, nu? Alegerea ta. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Și nu te abate de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea. Adică nu te du la prostituate, nu te du nici la casa ei măcar. Sau la cele care se dezbracă pe internet. Nu te du. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva să mori. Dragilor, trebuie să recunoaștem, să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că plăcerea aceasta sexuală este o plăcere mare și pentru bărbați și pentru femei. Și bărbații sunt atrași de femei și femeile sunt atrase de bărbat, de bărbați. Și toți vrem să facem sex, să vorbim mai pe direct. Dacă n-ar fi Dumnezeu, dacă n-ar exista Dumnezeu care să ne ceară socoteală, dacă am fi părut așa, am fi apărut așa la întâmplare, cum zic ăștia, prin evoluție sau din maimuți, dacă n-ar fi fost Dumnezeu, am fi putut trăi fiecare cum ne place și cum ne duce capul. Să ne distrăm, să bem, să mâncăm, că mâine vom muri. Trăiam cum vrem noi. Și așa trăiesc foarte mulți cum vor ei. Dar, dragul meu, există Dumnezeu. Și nu putem să trăim cum vrem noi.
dacă vrem să fim într-o zi cu El. În cer. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei, ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și un om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia. Să te duci să-i dai ia. Am obosit, sincer, poate am vorbit vreo 3 ore. Mă gândesc, cred că 2-3 ore am vorbit. Hai să mă uit peste mesajele voastre. Cred că ați înțeles mesajul din această seară. Mă uit peste mesajele voastre. Ia să vedem. Vine unul cu numele de Florin. Zice, băi, înțelepților, predicați cuvinte de chemare, că nu ești în adunare. Ce înțelept ești tu? Tu le faci pe astea? Auzi, băi, înțelepților.